Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Astăzi vom parcurge împreună lecția Criterii de divizibilitate. Criteriul de divizibilitate cu 2. Un număr natural este divizibil cu 2 dacă ultima cifră a sa este cifră pară, adică 0, 2, 4, 6 sau 8. Criteriul de divizibilitate cu 3. Un număr natural este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale se divide cu 3. Criteriul de divizibilitate cu 9. Un număr natural este divizibil cu 9 dacă suma cifrelor sale se divide cu 9. Criteriul de divizibilitate cu 4. Un număr natural este divizibil cu 4 dacă numărul format din ultimele două cifre ale numărului este divizibil cu 4. Criteriul de divizibilitate cu 5. Un număr natural este divizibil cu 5 dacă ultima cifră a sa este 0 sau 5. Criteriul de divizibilitate cu 25. Un număr natural este divizibil cu 25 dacă numărul format din ultimele două cifre ale sale este divizibil cu 25. Avem aici anotate aceste trei puncte, ce reprezintă semnul de divizibil. A fi divizibil înseamnă a se împărți. Iar acum, haideți să vedem împreună câteva exemple. 26 divizibil cu 2. Ultima cifră este 6, adică este cifră pară. Implicit înseamnă că va fi adevărat. 381 trebuie să stabilim dacă este divizibil cu 3. Asta înseamnă că vom face separat 3 plus 8 plus 1. 3 cu 8 ne dă 11, plus 1, 12. 12 se împarte la 3, deci înseamnă că numărul 381 va fi divizibil cu 3. 72 divizibil cu 5. Pentru ca un număr să fie divizibil cu 5, ultima cifră trebuie să fie 0 sau 5. În cazul nostru este 2, implicit acesta va fi fals. 420 divizibil cu 4. Pentru ca un număr să fie divizibil cu 4, ultimele două cifre trebuie să se împartă la 4. 20 se împarte la 4, implicit va fi adevărat. 720 divizibil cu 9. Vom face și aici suma cifrelor. Practic, suma cifrelor se face pentru criteriul cu 9 și cu 3. Și vom calcula 7 plus 2 plus 0, 9, care se împarte la 9, e adevărat, deci înseamnă că 720 va fi și el divizibil cu 9. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!